ca un roi de albinuțe au ieșit și cele mai cunoscute vlogărițe. Alina Ceușan și-a luat cea mai bună prietenă și de la Cluj au venit să petreacă la București, alături de Laura Giurcanu. Fetele au profitat de vremea frumoasă și și-au etalat trupurile bronzate și sculptate la sală pe șezlongurile unei piscine de fițe din capitală. Divele s-au distrat la maximum pe ritmurile muzicii de club. Alina Ceușan a purtat un costum de baie galben cu negru, cu imprimeuri pe el, format din două piese vestimentare, prin care și-a arătat formele sexy și tatuajele, în timp ce Laura Giurcanu a ales să poarte un costum format dintr-o singură piesă, în nuanțe de albastru și verde. N-au stat o clipă locului și au avut parte și de mici accidente, amuzante cei drept. Carmen, una dintre cele mai bune prietene ale Alinei Ceușan, a fost la un pas de înnec. Albinuțele au petrecut cum au știut mai bine cât a fost ziua de lungă. Iar Alina Ceușan n-a rezistat și a urcat pe scena clubului, unde a încins atmosfera și mai tare.